dorit o vilă spațioasă, primitoare și cu piese de mobilier semnate de artiști. După câteva luni bune, visul lui Anes și al lui Dan Anghel s-a împlinit. S-au mutat în casă nouă și au acceptat propunerea colegei mele, Dana Luțu, de a face un tur împreună. Începe Casă de Vedetă. Bun găsit, dragii mei! Astăzi mergem acasă la Anes. Artista ne va arăta cum și-a amenajat împreună cu logonicul ei vila visurilor sale. Haideți cu mine! Hello! Abia așteptam să vin la casă nouă! Da, pupu, așa, de la distanță. Vă așteptam cu drag. Câtă lumină, cât spațiu, exact cum ți-ai dorit. Da, mult alu. Dacă vrei să ai parte de clipe romantice și de o lumânări, da. Ai flori frumoase. Da, îmi plac decorațiunea și mă bucur că am ajuns la această etapă a decorațiunilor. Casa visurilor. Deci noi am construit și ziduri. Așa. Și până am ajuns la decorațiuni, era o etapă pe care o așteptam cu nerăbdare. Și aici imediat cu vitrii așa. Până la living este camera mea de studiu. Încă sună așa a gol, a spațiu, pentru că încă mai acumulez lucruri aici. Oblis? Da. Ce frumos este mobila. Da, este o comodă foarte drăguță din lemn de pin, care mă duce așa cu gândul la tropice. Așa. De la pasărea colibri. Ca să ai parte de inspirație. Da, exact, pentru că am venit din vechea casă cu pianul. Deci mai am piese pe care le mai adun. Te-am căutat, te-am căutat. Acest tablou a venit de ziua mea. Are și o semnătate. Da, de la cumnata mea și m-am gândit că este locul potrivit aici la pian. Știi că îți dă o stare anume când cânti, când creezi, când citești. Da, alb. Nu știu dacă vă place atât de mult albul pe cât îmi place mie culoarea alb. Și nu este greu de întreținut. Am mers pe genul ăsta, e făcută pe comandă. Așa. Pentru dimensiunile noastre. Cu toate detaliile astea. Deci și pastele am ales din foarte, foarte multe, deci nu ai idee câte ai de ales, de organizat într-o casă nouă. Tu de pe altă planetă. O creație, o nebunie. N-am mai văzut, am fost în atâtea case. Am primit, a fost cadou de casă nouă, de la prietenul nostru Cezar Melinescu, care le și creează. Deci este un lemn de măslin. Așa? Cu rășină. După aceea am ales, bineînțeles, dacă mă gândeam la vacanță, un verde. Și texturi așa catifelate și foarte, foarte comodă. Inițial am plecat cu o idee să îmi cumpăr total altă canapea, adică alt model din aceea Chesterfield. Suntem la parter și anume o singură baie la parter. Este aceeași continuitate, deci un tips, dacă vreți spațialitate, continuați cu aceeași culoare pe care am urcat așa, inclusiv la zona dușului, știi? Și îți dă senzația de spațiu, metal, știi? E creație, efectiv este a unui designer și n-a costat foarte mult, crede-mă. În România găsești piese mult mai scumpe decât ce-am găsit eu. Și uite, asta este o operă de artă, draga mea. Este așa. Tabloul meu pictat în pandemie. O, cum îi spune așa? Da, deci este primul meu tablou. În dressing. Da, ajungem în locul unde eu o să fiu super încântată, da. Pentru că știi că mie îmi plac. Și da, cărui femeie îi plac? Nu știu, nu cunosc. Hăinuțele. În partea asta... Mai mult ținutele de scenă, știi? Arată de două, trei. Uite, cea mai sclipicioasă, nu am apucat să o port. Nu știu, poate de un revelion ceva. Uite sacoul ăsta. Ăsta e creația mea, cum ar spune. Deci e un sacou simplu pe care căruia eu i-am adăugat aceste detalii. Uite, iar paiete.
chestii de seară. Iubești blanurile. Am observ cam din toate stilurile. Da, 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 da. Adică am și chestii sport și chestii elegante. Adică nu sunt fixistă și sunt maleabilă. Uite, hai să plecăm de aici, că mai am un lucru drăguț pe care vreau să ți-l arăt. Și s-ar putea tot așa, fetelor. Deci o casă cu accente feminine. Să mergem să vedem. Este un loc. Să spui tu. Ce faci dimineața când vii? Uite aici, ca zâna zorilor, îmi doream să mă trezesc. Te cred. Știi, să nu mă alerg după lumina cea mai bună din toate băile pe care le avem, nu știu, sau din toate camerele, să găsesc un loc cu lumina bună. Și asta a fost un proiect pe care am vrut să-l realizez. Uite, rozul ăsta, îți spuneam, este un roz prăfuit. Nu este, adică nu e nici foarte, foarte feminin. Pentru că am vrut să-i placă și iubitul meu, știi? Să se încadreze ok. Dressing-ul ăsta, al doilea dressing care nu este open, pentru că se intră direct în el. Și am vrut să-l păstrăm așa, știi? Închis, da? Pentru că urmează, aici avem și baia. Așa. Și n-am vrut ca și hainele să aibă de suferit. Am mers pe genul ăsta de sticlă, duș, sunt foarte practice, chiar vă recomand. Mie îmi place la voi pentru că este foarte relaxant ceea ce văd, iar dacă vorbim de relaxare, vă zic să mai mergem în living, să mai povestim puțin și de ce nu să mai spui cum a fost cu amenajarea acasă. Am văzut ce frumos v-ați aranjat, cam cât timp a durat tot ce înseamnă amenajarea casei? O să știi că a fost pe repede înainte, pentru că trebuia să ne mutăm, să spunem că 3-4 luni, cam așa. După aceea, ușor a venit masa, au venit scaunele pe care ți-am spus că le-am așteptat ceva timp. Cum a fost experiența casă de vedete la tine acasă? Plăcută, mă bucur că ați venit în vizită. Vă mai aștept atunci să facem așa și un before and after, finally after, când o să dăm o petrecere de casă nouă și a doua oară. Cu siguranță, iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrile.canalde.ro. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine dimineață de la ora 9. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!